Accidentul s-a produs duminică la ieșirea din municipiul Alexandria spre București. Două autoturisme s-au ciocnit violent, însă deocamdată nu se cunosc împrejurările în care a avut loc evenimentul rutier neplăcut. În urma impactului, o femeie de aproape 52 de ani s-a ales cu lovituri în zona membrelor superioare. Victima, care era conștientă și cooperantă după producerea accidentului, a fost transportată în cele din urmă la unitatea primirii urgențe din Alexandria. Femeia se află acum sub supravegherea medicilor. Totodată, în urma coliziunii puternice, ambele mașini implicate au fost grav avariate. Una dintre acestea a ricoșat în șanț în urma impactului puternic. Oamenii legii au început cercetările în acest caz și încearcă să afle cine se face vinovat de accident.